Și câți dintre noi n-am căzut când mergeam bine, mersi, foarte sigur pe noi, fără să fim atenți? Și cât de mult a durat, nu-i așa? Și cât de mult a durat până ne-am ridicat? Și cât de mult a durat până ne-am vindecat? Da, îi se poate întâmpla oricui, celui mai mare sfânt în viață, celui mai matur om spiritual, îi se poate întâmpla oricui. Cu toții suntem vulnerabili să pierdem această părtășie cu Iisus. Dar unde l-au pierdut părinții lui pe Iisus? Unde l-au pierdut? Spune Scriptura, la Ierusalim. Ce era la Ierusalim atunci? O sărbătoare. O mare sărbătoare, și anume sărbătoarea Paștelor. L-au pierdut unde? La o ceremonie bisericească. La o sărbătoare religioasă. Nu l-au pierdut la discotecă, nu l-au pierdut într-un bar, nu l-au pierdut într-un club de noapte sau la un internet cafe. L-au pierdut chiar în mijlocul celui mai religios eveniment. Și acum stăm și ne gândim că la noi, la sărbătoarea aceasta a Crăciunului, pe vremea aceea, sărbătoarea Paștelor era ceea ce ar putea însemna Crăciunul la noi. Nu ca și semnificație, dar ca și amploare. Era un timp al cadourilor, la sărbătoarea Paștelor, un timp al familiei, un timp al bucuriei, un timp al bisericii, un timp al călătoriei, al pelerinajelor, un timp de căutare a lui Dumnezeu. Și tocmai la această sărbătoare, Iosif și Maria îl pierd pe Iisus. Nu-i interesant? Nu-i ciudat? Tocmai această sărbătoare îi separă pe ei de Domnul Iisus. Nu credeți că e posibil ca tocmai această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos să-i separe pe mulți și astăzi de Domnul? Nu credeți că de multe ori, în loc să ne apropie mai mult de Hristos, această sărbătoare, din păcate, într-un fel sau altul, ne depărtează? Poate chiar mergând la biserică, ne pierdem în mulțime, ne ia valul, ne ia moda. Și Domnul Iisus rămâne uitat, rătăcit undeva. Tocmai sărbătoarea Lui să ne separe de El. O poveste străveche vorbește despre un prinț care avea o soție pe care o iubea extraordinar de mult. O prințesă frumoasă, inteligentă. Și prințul acesta avea o avere fabuloasă, dar, în ciuda bogăției, în ciuda frumuseții, în ciuda inteligenței, frumoasa și iubita lui prințesă a murit într-o zi. Și pentru că prințul acesta putea să își permită absolut orice, cu inima lui făcută bucățele, cu inima lui zdrobită de durere, în mijlocul suferinței și al lacrimilor, omul acesta hotărăște să îi construiască prințesei sale cel mai frumos, cel mai magnific mormânt care a existat vreodată. Practic, vrea să îi ridice un templu care să rămână în amintirea iubitei sale soții. Așadar, a cheltuit bani, a adunat arhitecți, a adunat constructori, cei mai buni dintre cei mai buni. Totul trebuia să fie perfect pentru soția lui. Totul trebuia să fie extraordinar și mai ales cât mai scump. Devenise omul acesta atât de obsedat de perfecțiunea acestui templu, încât pur și simplu nu mai avea stare. Privea în fiecare zi din turnul său de la înălțime și dădea indicații cât mai elaborate și cât mai extravagante. Și când totul a fost gata, a privit cu admirație de la înălțimea turnului său. A privit la capodopera sa un adevărat diamant de templu. Totul era perfect, desăvârșit, fără pată. Dar totuși, ascultindu-și privirea, prințul acesta parcă a văzut ceva ce parcă nu se potrivea. Ceva ce parcă strica oarecum imaginea aceea perfectă. A observat un obiect care parcă fura puțin din strălucirea templului, de la înălțimea de la care privea destul de neclar,
a văzut obiectul acesta și pur și simplu a cerut ca acel obiect să fie înlăturat. Neștiind că el cerea de fapt înlăturarea sicriului prințesei sale iubite și frumoase. Nu-i așa? Nu-i așa că de multe ori și noi devenim atât de obsedați, poate, de perfecțiunea evenimentului în sine, încât de multe ori, din păcate, uităm de semnificația și de bucuria care acest eveniment ar trebui să ne producă. Ne dorim atât de mult sărbătoarea să fie absolut perfectă, curățirea în casă, cum să fie, impecabilă, mâncarea excepțională, serviciul la biserică desăvârșit, totul să fie pregătit în cel mai mic detaliu, fără nicio greșeală, care să fure cumva din strălucirea evenimentului. Și de multe ori, în dorința noastră disperată, poate de a place oamenilor, poate că ajungem și noi să îl înlăturăm pe pruncul Iisus. Cum l-au pierdut Iosif și Maria pe Domnul Iisus, ascultați ce spune versetul 44, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie. Pur și simplu, oamenii aceștia au presupus, au bănuit, au avut impresia. Cum l-au pierdut? Datorită unei presupuneri greșite. Nu datorită unui conflict, nu datorită unei certe, nu datorită unor probleme în familie, ci datorită unor sau unei presupuneri greșite. Ei, sincer, în inima lor, chiar credeau că Iisus încă este undeva pe lângă ei și nu-și dădeau seama că fiecare pas pe care îl făceau, ei practic se îndepărtau de El din ce în ce mai mult. Nu e așa, încă o dată o spun pentru mine, în primul rând, că de multe ori lucrul acesta ni se întâmplă și nouă. De multe ori ne asemănăm și noi cu Iona, care în fuga lui disperată a ajuns probabil în port și ce și-a zis probabil Iona? Dacă găsesc o corabie în port, înseamnă că e voia Domnului să plec la Tars. Și a găsit o corabie. Ei, Domnul e cu mine. Și a mers mai departe probabil Iona și a zis, ei, dar găsesc și loc și bilet, probabil că e clar că voia Domnului este eu să plec la Tars. Și noi, ca Iona și ca Iosif și ca Maria, facem niște presupuneri de multe ori total greșite și considerăm că dacă suntem bine, dacă suntem sănătoși, dacă respectăm sărbătorile, dacă dăm la săraci, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi și ne binecuvintează. Vă amintiți ce spune Biblia despre Samson? Atunci când Duhul Domnului l-a părăsit pe marele Samson, ce știa Samson? Știa Samson că l-a părăsit Duhul Domnului? Habar n-avea. Samson nu știa că Duhul Domnului s-a depărtat de el. El presupunea. El avea impresia, el bănuia că Domnul încă este cu el. De multe ori, neglijența, superficialitatea, nepăsarea, neimplicarea, nemărturisirea unor păcate, lucrurile acestea mici, aparent, sunt lucruri mari de care se folosește dușmanul nostru, diavolul. Și diavolul acesta este atât de șmecher încât știe să le folosească pentru a ne depărta de Iisus Hristos încetul cu încetul. El, da, vrea să credem că Domnul Iisus este încă cu noi. Noi suntem încă cu Dumnezeu, părtășia noastră este ok. Dar la un moment dat, și noi, ca Iosif și Maria, s-ar putea să ne lovim cu palma peste frunte și să ne dăm seama cât de jos am căzut și cât de departe am ajuns de la fața Domnului. Dragul meu frate, dragul mea soră, dă-mi voie să te îndemn în seara aceasta să nu lași pe diavolul să te păcălească la aceste sărbători. Nu lăsa pe Satana să-ți fure părtășia pe care noi trebuie să o avem cu Iisus Hristos la aceste sărbători. Haideți să nu trăim doar cu impresii, cu presupoziții, cu bănuieli. Haideți să ne asigurăm că l-avem pe Iisus. Haideți să ne asigurăm că nu l-am pierdut pe Iisus. Dar dacă totuși l-ai pierdut pe Domnul Iisus,
Cuvântul lui Dumnezeu ne dă și soluția. Și ne arată cum îl putem găsi din nou. Versetul 45 spune că Maria și Iosif, atunci când și-au dat seama că l-au pierdut pe Iisus, ce au făcut? S-au întors. S-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu. Unde l-au găsit? Chiar în locul în care l-au lăsat. Dacă tu poate, în seara aceasta, privind în viața ta, poți să spui că ai pierdut acea părtășie dulce și plăcută pe care o aveai cu Domnul Iisus. Ai pierdut acea dragoste din tâi, de care te bucurai cu vreme în urmă. Cu siguranță vei găsi această părtășie și vei găsi această bucurie a mântuirii și această dragoste din tâi exact acolo unde ai lăsat-o. Poate în cămăruța ta, poate la timpul tău devoțional, poate undeva în fața Bibliei, poate acolo în părtășie cu frații, la grupul de tineri, sau poate chiar la ultimul Crăciun. Întoarce-te, caută și vei găsi exact acolo unde ai lăsat ceea ce ai pierdut. Un tată și un fiu locuiau împreună. Mama și soția murise, iar ei de obicei se înțelegeau foarte bine unul cu altul. Dar asta până într-o seară rece de iarnă, când tatăl i-a cerut fiului să mai pună un lemn pe foc ca să se mai încălzească camera. Spre surprinderea tatălui, fiul său n-a reacționat în niciun fel. Mai degrabă a rămas nepăsător. Și tatăl i-a cerut a doua oară fiului să pună un lemn pe foc ca să se încălzească camera. Fiul a răspuns că sunt ocupat, pune tu. Tatăl, înțelegând în cotro merg lucrurile, a ridicat puțin vocea și a spus: fiule, eu sunt tatăl tău. Tu trebuie să mă asculți. Spre mare și mai mare surprindere a tatălui, fiul a spus: pur și simplu nu vreau să te mai ascult. Atât temperatura, cât și atmosfera din cameră, vă imaginați, se răcise considerabil. Atunci tatăl a luat cuvântul și a spus: fiule, acum nu mai este vorba doar de o bucată de lemn. Este vorba că tu nu vrei să mă mai respecti. Este vorba de faptul că tu nu vrei să mă mai asculți. Este vorba că tu nu vrei să mai ai părtășie cu mine. Și de aceea eu îți dau de ales. Ori mă asculți, ori mă respecti, ori ai părtășie cu mine, ori părăsești această casă. A crezut tatăl că îl va prinde la colț pe fiul. Dar spre și mai mare surprindere a tatălui, fiul se ridică, își face bagajul și pleacă.